Reguli noi începând chiar de astăzi pentru inspecția tehnică periodică a mașinilor. Vom avea parte de mai multe verificări față de cele cu care ne-am obișnuit deja. În primul rând, doamnelor și domnilor, autoturismul nostru va fi supus unui test de depistare a erorilor din sistem, din computerul de bord, un fel de diagnoză, cum știe toată lumea. Apoi, un al doilea test va fi cel de măsurare a consumului real pentru toate mașinile, iar pentru autoturismele dotate cu instalații de gaz se va inspecta nivelul de pierderi din rezervor, dar și din conducte. Tot de astăzi se schimbă și modul de transmitere a datelor către RAR. Serviciurile care fac ITP au obligația, în primul rând, de a descărca un link, apoi de a introduce datele în serverul celor de la RAR. Numai așa și numai în acest mod, ele, aceste date, vor fi validate de către Registrul Auto Român. Odată cu noile reguli apar și nemulțumiri din partea unor administratori de stații ITP, asta pentru că a fost necesară achiziția de echipamente performante. E drept, ei au fost anunțați de acum 5 ani despre aceste modificări și au avut timp să se înnoiască. Noile reguli la ITP sunt de fapt o transpunere a regulamentului european.